Până la urmă vă reinventați, încercați să vă apucați și de legumicultura. Sunt obligat, stimate domn, pentru că avem de plată la linzinguri, altfel vin ăștia și ne-au tractoarele, am datorii la bănci și sunt obligat să fac ceva în plus, peste limita forțelor mele, pentru că trebuie să fac un ban să pot să-mi plătesc astea, că altfel rămânem și fără casă. Statul român nu s-a gândit. Acele despăgubiri pentru noi erau foarte importante, nimeni nu s-a gândit la această problemă. Iar noi, dacă nu o să avem bani, nu o să avem nici banii de motorină, că uitați-vă, nu s-a dat banii pe motorină pe trimestrul 2, pe trimestrul 3 și 4 nici acum. Nu am primit ANT-urile. Deci niciodată, niciun an de când fac eu agricultură, că fac și eu de câțiva ani de zile, fac din 1988 agricultură, că am fost șef de fermă la IAS. Deci nu se poate așa ceva, suntem obligați să facem orice peste limita forțelor noastre. Acum cultiv vreo 600-700 de mii de fire de gogoșaj de ardei capia să pot să văd dacă voi avea posibilitatea să intru pe piața supermarketului. Altfel, dacă iau și anul ăsta și această țeapă cu legumicultura, sunt obligat să mă uit. Am și 7 hectare puse de usturoi, tot pentru faptul ca să pot să mai fac un ban suplimentar, să pot să nu stau. Deci era obligatoriu ca acești bani pentru această secetă să fie dați.